60 de jandarmi alături de polițiști, lucrători ISU și polițiști locali vor asigura zilnic, în perioada 23-26 iunie, măsurile de ordine publică și protecția participanților în zonele în care se desfășoară evenimentele cultural-artistice incluse în programul Zilele Sucevei. Mobilizare de proporție va fi însă în ziua de 24 iunie. Măsurile de ordine publică în vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și protecția participanților Panților în zonele în care se desfășoară evenimentele cultural-artistice incluse în programul Zilele Sucevei, în perioada 23-26 iunie vor fi asigurate zilnic de 60 de jandarmi alături de polițiști lucrători ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina și polițiști locali. În mod special, în ziua de vineri 24 iunie, 115 jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău, polițiști lucrători ISU și polițiști locali vor acționa în zona Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, precum și pe traseul procesiune ce se va desfășura în zona centrală a municipiului. Jandarmeria Suceava, prin compartimentul informare și relații publice, recomandă participanților la manifestări să respecte regulile stabilite de organizatori și forțele de ordine pentru desfășurarea în condiții optime a activităților, să acorde o atenție sporită la modul de asigurare a bunurilor de valoare și să evite implicarea în conflicte de orice natură. În cazul în care sunt victime ale unor fapte antisociale sau observă producerea unor astfel de fapte, cetățenii se pot adresa direct jandarmilor și polițiștilor aflați în dispozitivele de ordine publică sau pot solicita sprijin prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112. De asemenea, jandarmii solicită persoanelor care intenționează să ia parte la manifestările religioase să manifeste calm, înțelegere și să respecte regulile stabilite pentru accesul la baldachinul situat în incinta mănăstirii.